Mulțumesc frumos pentru invitație. Probabil vă întrebați cum am ajuns eu aici. Ei bine, în ciuda numelui, am ajuns cu metrou, nu cu săniuța. Și am venit să vă spun o poveste, o poveste a mea. A început atunci când eram mică, ca la orice om, creându-mi niște modele și au venit în prima oară din familie. Am o mamă ambițioasă care îmi rupea foarte des foile de la caiet pentru că scriu urât. Nu știu de ce, și-a dorit tot timpul să fiu medic și o să vă spun că am ajuns într-un fel în zona de doctor. Și un tată foarte echilibrat, care ne-a învățat atât pe sora mea cât și pe mine să lăsăm tot timpul loc de bună ziua acolo unde mergem. Cam asta a fost educația, între ambiție și echilibru. Ei, am pornit pe drumul meu cu ambiția și mi-am dorit tot timpul să fiu în față. Să fiu în față, de ce? Pentru că sunt un om timid. Undeva acolo jos sunt un om foarte timid și alții și-au dorit să fiu în față pentru că se pare că am o capacitate cognitivă și eu nu înțelegeam ce-i cu mine, eu sunt timidă, unii își doreau foarte mult de la mine și atunci lucrul pe care l-am îmbrăcat a fost să tind spre perfecțiune. Și ce am făcut? Am început să învăț foarte mult, am fost tot timpul printre primii la școală, am ajuns la facultate, șef de promoție, deci tot timpul mi-am dorit să fiu șef. O chestie foarte cool, tata a condus un restaurant în Brașov și mi se părea foarte fain să fii șef, să mergi pe acolo printre oameni, să le spui ce să facă și zic, băi, trebuie să fiu și eu șef la un moment dat. Și uite, așa am tot crescut cu ideea asta de a fi șef, de a avea o funcție și normal de să mă duc la facultate, că doar nu să mă duc la undeva unde nu pot să fii șef, m-am dus la management, că știam eu că management egal șef. Și a fost interesant, am învățat foarte multe lucruri. Am făcut la Brașov facultatea. Am zis, măi, la Brașov e prea mic spațiu pentru mine, am nevoie de mai mult. Și am plecat la București. Am ajuns la București, aceeași goană după a face ceva, după a avea succes, așa cum îl înțelegeam eu la vârsta respectivă, prin a deveni un om important, a lucra într-o multinațională. Ăsta era visul oricărui om. Mai ales când faci facultatea de științe economice, la vremea respectivă se spunea mergi în bancă și va fi super cool, vei fi mare. Ei, am ajuns să fac o practică în bancă și mi-am dat seama că eu nu pot stau printre hârțogăraie, nu e locul meu acolo. Mai ales că primul lucru pe care l-am făcut a fost să scriu într-un caiet, să copiez de fapt niște sume de pe niște cecuri și OP-uri și să nu greșesc virgulele și am zis, no way, nu este pentru mine, eu trebuie să fac un pic mai mult, mai creativ. Și am plecat la București, am ajuns la București, am intrat din nou în sistemul de învățământ și am zis, măi, nu pot să fiu doar un om care merge la școală pentru că nu-i suficient. La fel, niște modele pe care le-am văzut eu prin jurul meu. Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să te angajezi, să fii cel mai bun. Am ajuns acolo, am ajuns în primul meu job și a fost foarte fain că odată cu primul meu job am început să-mi schimb perspectiva aceasta de a deveni un om foarte mare, cu foarte multe funcții. De ce? Pentru că am întâlnit oameni care mi-au dat încredere în mine și mi-au spus, Adina, nu este despre ce funcție ai, este despre ce rămâne după ce ai plecat de aici și cine rămâne după cartea ta de vizită. Respectiv muncă, respectiv a face bine, respectiv a avea rezultate cu oamenii cu care lucrezi. Și asta a fost prima mea lecție în care am zis, măi, ceva trebuie să schimb mindset-ul. Și uite, așa am început să fac voluntariat. Voluntariat însemnând să lucrez cu copii din diverse medii defavorizate și, în primul rând, să-mi pun talentele mele la dispoziția altora. Respectiv, îmi place foarte mult să pictez și am început să pictez pentru bine. Asta a fost prima experiență, primul meu job. Am ajuns într-o multinațională, așa cum mi-am dorit, după câțiva ani de a lucra într-o companie mai mică, într-un loc în care aveam 400 de colegi. Vă dați seama ce se poate face într-un loc cu 400 de colegi, în care ți se spune exact ce trebuie să faci și până unde să faci. Am un profil psihologic de rebel, deși nu pare, acolo în străfundurile mele sunt un om rebel și da, recunosc, am 3 tatuaje pe mine, asta le spun și studenților cu care lucrez și am tot lucrat și în compania respectivă, am ajuns să fiu apreciată, ceea ce mi-am și dorit, până într-o zi când ceva nu mai era ok pentru mine. În continuare făceam voluntariat, am devenit și membru fondator al unei asociații, Pădurea Copiilor se numește, luptăm pentru a avea un mediu mai bun prin plantarea de copaci și medii defavorizate. Am continuat să pictez, am început să alerg pentru cauze nobile, am făcut fundraising și mi-am zis, măi, locul meu nu este într-o corporație, deși eram într-un proiect foarte important în care lucram cu vice presidents, veneau și președinți pe acolo prin întâlniri și simțeam eu că nu e despre mine, până într-o zi când am văzut un anunț, căutăm voluntari de profesie. Și mă, asta e o chestie foarte faină, hai să încerc. Mi-am scris aplicația, am vorbit cu un ONG, este un pic diferit pentru că acest ONG se numește Romanian Business Leaders, pare ceva foarte cool, practic lucrai tot cu niște oameni cu funcții, însă în spate ce își doresc oamenii ăștia este să ne schimbăm mentalitatea, că tot vorbeam despre mentalități, prin antreprenoriat, prin a face lucruri noi, fiecare dintre noi și nu să așteptăm să se facă și atunci am rezonat foarte bine cu valorile lor și cu modul în care văd eu că ar trebui să se schimbe această țară. Am aplicat, colegii pe care am avut la interviu cu mine erau oameni care vreau să facă bine în zona de ONG-uri, copii bolnavi, copii din medii defavorizate. Veneam eu, Adina, cu niște idei de hai să schimbăm lumea prin antreprenoriat. O să vă povestesc și despre toate minunățile de aici și nu o să am nicio șansă. Da, eu am aplicat. Nu m-a costat nimic să fac lucrul acesta, a venit telefonul, am fost la interviu, în 2 zile am primit răspunsul, Adina, de pe 1 decembrie trebuie să fii voluntar de profesie. Era 1 noiembrie. M-am dus, am scris un e-mail, eu de la 1 decembrie nu mai lucrez în compania asta. M-a chemat managerul, people managerul, că am auzit acest cuvânt, people manager, Adina, ești nebună. Zic, de ce? Păi, cum poți să faci așa ceva? Știi că avem nevoie de tine. Zic, da, știu că aveți nevoie de mine, dar mai sunt și alții în compania asta care pot lucra la fel de bine ca mine, nu e nicio problemă. Mai sunt încă 399 de oameni și cred că eram mai mulți la vremea respectivă în companie. Nu se poate așa ceva, tu ești acum pe val. Zic, pe val nu prea pot să fiu, poate eventual pe pârtie. Aș putea să fiu pe val, în niciun caz că nu știu să not. Asta a fost un manager care mi-a spus lucrul acesta. E unul de acei oameni care aleargă după funcții. Am avut o altă discuție cu un om, nu pot să-i spun manager, care mi-a spus, Adina, urmează-ți timpul tău, este cel mai important, urmează-ți visul tău, compania asta va rămâne aici. Dacă tu după cele 9 luni de voluntariat de profesie vrei să te întorci aici, îți va fi ușa deschisă. Practic 2 perspective diferite. Revin la ideea de a întâlni oamenii potriviți la timpul potrivit și de a face exact parte din acele microtriburi în care trebuie să-ți ai locul. Și am plecat. Am plecat într-o călătorie de 9 luni, pe care am definit eu ca un an sabatic de a face bine și nu un an sabatic în care stai pe o plajă și în care citești foarte multe lucruri, deși da, și mie îmi place să citesc, cred că toți de aici am avut un numitor comun. Și pe lângă această călătorie a voluntariatului, am plecat și într-o călătorie a antreprenoriatului. Din nou, într-o nebunie, cum ar spune unii, cum să deschizi într-o țară ca România, în care nu se pune valoare pe cultură și pe educație, o librărie, și nu orice fel de librărie, o librărie cu carte în limba germană. Adică o micronișă. Practic am făcut 2 nebunii până acum. Dar au fost 2 nebunii frumoase, din care am învățat foarte, foarte multe lucruri. Am învățat în special despre mine și despre modul în care trebuie să ne raportăm la oameni. Pentru că până în momentul ăsta era doar o goană după funcții, era o goană după sau o goană necesară pentru a-mi hrăni ego-ul meu. Și e o luptă foarte nasoală în momentul în care vrei să-ți hrănești ego-ul, de fapt îți distrugi viața. Nu mai ai contact cu familia, te cerți cu mama la telefon, nu mai ai viață personală, prietenii tăi rămân undeva la coada listei pentru că tu trebuie să ieși în față. Și în aceste 9 luni am întâlnit oameni, deși antreprenori de top, care m-au pus cu picioare pe pământ Și m-a învățat că, de fapt, dincolo de orice business pe care îl ai și de oricâte milioane ai în cont, trebuie să fii om. La finalul zilei trebuie să rămână omul și omul cu care poți să dai mâna, omul pe care poți să-l privești în oglindă, omul în totalitate. E multă filozofie în spate și probabil pentru mine a fost un moment de introspecție masivă, dar o introspecție care mi-a făcut bine și zic eu că am reușit să fac ceva bine în timpul acesta. Aici, acestea sunt fotografii de la un maraton care se numește 100 de kilometri pentru copii. Ați auzit de Valea Plopului? Ei, acolo sunt sute de copii care unii împreună cu mamele lor trăiesc și mamele lucrează pentru ei pentru că nu au alte posibilități, pentru că vin din familii în care, da, din păcate, tații îi bat sau îi aruncă în stradă, oameni care se autosusțin, dar care nu nevoie de susținerea noastră și am primit invitația de la un prieten, Adina, hai să alergăm împreună pentru copiii ăștia. Obiectivul a fost să strângem 10.000 de lei pentru ei. Nu am reușit să-i strângem, fiecare aveam obiectivul de a strânge 2.000 de lei, unii dintre noi am reușit, alții nu, însă ce am reușit prin acest proiect a fost să atragem atenția că sunt oameni care au nevoie de noi mai mult decât de alții, oameni care au nevoie de ajutor și e important să facem acest bine, este foarte important. Mai departe, am alergat pentru un proiect, se numește Merito, pentru profesori. Toți avem impresia că învățământul în România este foarte jos, da, este foarte jos, însă sunt și profesori care fac mult bine și mulți profesori care își sacrifică la fel familiile, își sacrifică poate fiecare ban pe care îl fac în plus pe lângă școală pentru a investi. Și ăștia sunt din nou oameni, cum îmi place mie să-i numesc oameni cu plus. Și pictat pe pereți, în special în spitale, pentru copii, astfel încât să aducem o bucurie pe fețele acestor copii în suferință. Și partea cea mai faină este că am adus lângă mine niște oameni care fac același lucru, pictează și vor să facă în continuare un bine. Și încă mă întreabă Adina când mergem la următoarea sesiune de pictură. Bun, cam asta a fost, așa în mare, despre povestea mea, despre funcții și despre cât de bine este să ne debarasăm de ele. Însă, înainte să închei, de obicei închei mai repede, pentru că așa se grăbesc oamenii care merg la maratoane și care vor să facă multe lucruri, vreau să facem un exercițiu împreună. Este un exercițiu care pentru unii dintre voi va fi incomod, pentru unii dintre noi va fi revelator, dar sper eu că pentru toți va fi un exercițiu pe care îl vom face cu regularitate. Bun, acum începe exercițiul. Am să vă rog să închideți ochii. Bun. Sunteți în fața porții unui cimitir. Pășiți pe alee. Citiți pe pietrele funerare nume celebre, care în ciuda funcțiilor pe care le-au avut, oricât de mult au crezut că sunt nemuritori, imuni, indispensabili, totuși sunt acolo, sub o piatră funerară. Puterea funcției este o boală a celor care cred că sunt deasupra altora, a celor care îi privesc pe ceilalți cu superioritate, care nu reușesc să vadă nevoia celuilalt, mai ales a celor mai slabi. Rămâneți cu ochii închiși. Pe piatra voastră funerară, ce va rămâne? Omul sau funcția? Mulțumesc frumos! Acesta a fost mica mea sursă de inspirație și mai am o rugăminte să facem împreună un trib al binelui. Este important pentru noi, pentru fiecare dintre noi și pentru noi ca țară. Și acum aștept întrebările voastre. Cum ți-ai ales tu șefii în decursul anilor? I-am ales după valori. Tot timpul când am ales să lucrez într-o companie, m-am uitat la valorile acelui brand. Dacă nu au rezonat cu mine, nu am mers acolo. Deși poate erau în joc foarte mulți bani, am zis nu, pentru mine nu sunt importanți banii, ci modul în care eu pot construi alături de acești oameni ceva. Și o să vă dau un exemplu, tot din povestea voluntariatului, chiar înainte de a aplica pentru funcția de voluntar de profesie, am primit un telefon de la un recruiter din Germania, care mi-a spus avem un job pentru tine de marketing manager în Frankfurt, cu un salariu foarte mare. Și am zis, da, hai să încerc. E păcat să nu încerc să dau acest interviu, însă în momentul în care am primit un test de personalitate, de inteligență, am găsit toate motivele din lume încât să nu-l fac bine. Și am zis, nu, drumul meu este încă aici, e important să fiu pe aceste meleaguri, ca prin lucrurile pe care știu să le fac să aduc contribuție. Deci, drept urmare, am ales după valori. După voluntariat de profesie, m-am reîntors în viața de business, dar la fel, după valori. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!